Cum vi s-a părut domnul Becali Chirichești? Bă, Chirichești a fost bine, mi-a plăcut de el, adică s-a văzut experiența lui, trebuie puțin ritmul. Ei spun staful că a fost extraordinar. Eu spun că a fost bun. Uh-huh. Nu spun că e extraordinar, pentru că oamenii vor ceva la fotbal, eu vreau altceva. Adică fiecare vede în felul lui. Eu la fotbal vreau viteză. Da. Eu vreau viteză, asta vreau eu. Uh-huh. Dacă nu ai viteză, nu joci la mine. Și aseară mie nu mi-a plăcut viteza de joc. Prea previzibil, nicio viteză de joc. Noi pasam dintr-una, aseară o atingere, a doua pas la adversar, o atingere, a doua pas la adversar. Ce facem? Radu Slavescu că a fost scos. Aici nu e o chestie, nu permite, întrebați-l pe Stăchiță. Nu permite regulamentul asta? Că e la federație. E, cum să nu? Cine a zis prostia asta că nu permite regulamentul? Pentru că am văzut că tot unii pe la o televiziune, dumne, că ta-la-la, că să vezi. Mai uitați-vă și noastră la cealaltă televiziune. Păi dar nu, că n-am, eu numai la ei mă. Păi și la mine, la prima, nu vă uitați? Păi dar nu prind eu, la prima. Păi gata, de ieri sunt la prima, la meciuri, să știți. Dar dacă eu m-am obișnuit cu ei, nu. Mai vă gândiți. Mai mă gândesc, da. Nu, deci, și atunci, atunci cum adică, păi deci eu n-am făcut fotbal, își dau milioane de euro ca să fac mângâiere. Sau ca să fac niște caritate sau ca să fac niște moralitate. Eu am făcut fotbal milioane de euro să câștig un campionat. Apoi totul fac să se câștige campionatul, nu că stai că se supără Radu Slavescu sau Vasilescu. Sau că mi-e milă de Radu Slavescu. Păi ce aia e milă? Ce aia e milă la fotbal? E milă? E milă dacă cumva se rupe piciorul, Doamne ferește, la unul milă. Da, e milă? Ce aia e milă? La fotbal trebuie să câștigi campionatul. Bun, dacă trebuie să-l dai afară, dai afară. Dacă vezi că intră și dă pas la adversar din 2 metri, îl scoți. Ca data viitoare nu mai dă. Că, de exemplu, Tavi Popescu i-a zis, meme, bravo, bă, copile, ne-ai câștigat meciul. Că a stat vreo 2 minute acolo în colț. Nu? Când mai era în prelungiri. Și a zis, bravo, mă, copile, maturitate, așa se câștigă meciul. Și zice, domnul meme, mi-am adus aminte atunci când eram cu minge acolo, m-am dus, când ne-a zis Nea Gigi odată când a venit, băi, că dacă este 1-0 și mai sunt 10 minute, eu nu mai am nevoie de 2-0. Eu vreau să-l țin păra 1-0. Uh-huh. Așa și-a adus el aminte, auzi? Păi și-a adus aminte că interveniți tot timpul, de-aia și-a adus aminte. Păi da, nu? Păi noi aseară, de exemplu, noi, nu numai faptul că am demonstrat că suntem echipă mare, adică că avem calitate. Adică noi la 1-0 normal trebuia să vină farul peste tine, nu? Da. Că mai erau câte minute? 7 minute. E, cu prelungiri vreo 12-14 au mai fost. Da. Păi da, noi nu mai ne-am retras. Noi am pasat în stil de echipă mare, am ținut mingea la noi. Asta e important. Dacă ești echipă mare, ții mingea la tine la 1-0. Nu că o dai la adversar, țaca-paca. Înseamnă că n-ai valoare, te fică. Uh-huh. Și dai în ea bufa-bufa. Asta da. Este foarte important. Da, nu e. Dar echipa are maturitate. A început să... Mai țineți minte meciurile de anul trecut când jucați, făceați o grămadă de ocazii și le pierdeați pe final? Acum nu se mai întâmplă. Da. Păi nu... E o echipă pragmatică. În atac, cum vi s-au părut băieții? Băluță? Nu, dar aveți să știi că eu mai am încredere în el. Nu, adică în cine? Nu în cine? Că nu o să mai intre el. Asta nu înseamnă că el nu o să mai intre. În cine? Radu Slavescu. El o să intre. Uh-huh. Nu înseamnă că nu o să mai intre el, Radu Slavescu. A, deci aveți încredere în el. Tavi, cum vi s-a părut per total? Păi Tavi ce?